Cei din industria creativă desori întâmpină situația în care trebuie să transmită dreptul de autor unei terțe persoane. Respectiv, în această situație, recurgem la un contract de drept de autor. Contractul acesta, în fond, se bazează pe prevederele clasice a unui act juridic pe care le regăsim în Codul Civil al Republicii Moldova. Asta înseamnă că Consimțământul părților trebuie să fie, nu trebuie să fie viciat, calitatea părților nu trebuie să fie afectată și, în acest caz, vorbim despre un act juridic licit. Însă, aceste condiții nu sunt singurele unui, necesare unui contract de autor. Sunt norme speciale prevăzute în legea cu privire la dreptul de autor și drepturile conexe, mai cu seamă articolul 30 și articolul 31, care spune că anumite norme, anumite clauze sunt esențiale pentru un contract de drept de autor. Mai cu seamă vorbim despre remunerație, vorbim despre termen, vorbim despre perioadă și modul de valorificare a drepturilor. Este foarte important de atras atenția la aceste clauze pentru că în lipsa unor norme contractuale cu privire la termen, în cazul unui contract de licență, de exemplu, se va considera contractul a fi încheiat pe un termen de 3 ani. În lipsa, unui, în lipsa unor clauze cu privire la teritoriu, contractul se va considera încheiat pe teritoriul exclusiv a Republicii Moldova. Respectiv, dacă în interesul dumneavoastră este să licențiați o persoană pe toate teritoriile lumii și pe o perioadă de, pe o perioadă de timp cât mai îndelungată, trebuie să prevedeți aceste lucruri în contract ori să va merge pe o altă prezumție care deseori nu este în interesul persoanei în cauză. Contractele de autor, de altfel, sunt categorizate în două mari tipuri. Vorbim despre contractul de licență și contractul de cesiune. Respectiv, contractul de cesiune presupune o transmitere totală a drepturilor patrimoniale de la o persoană denumită cedent către o altă persoană denumită cesionar, urma căreia cesionarul devine titularul drepturilor de autor, însă devine titularul doar a drepturilor patrimoniale. Țin să precizez că drepturile morale în continuare rămân a autorului și aceste drepturi sunt imprescriptibile și incesionabile. Respectiv, autorul odată ce perfectează un contract de cesiune sau chiar și de licență, nu își pierde calitatea de autor. El doar nu și mai poate valorifica drepturile patrimoniale. Cea de două categorie pe care deja am enunțat o contractul de licență, de asemenea poate fi categorizat în două tipuri, vorbim despre contractul de licență exclusivă și neexclusivă. În acest caz, contractul de licență neexclusivă îți oferă posibilitatea de a licenția mai multe persoane pe mai multe drepturi și contractul de licență exclusivă îți oferă posibilitatea să transmiți exclusiv doar unei singure persoane drepturi patrimoniale de autor. Contractele de autor Având la bază contractul de cesiune și licență, uh, pot lua forme foarte și foarte diferite. Totul pornește de la, real, uh, totul pornește de la relațiile uh, sociale și uh, de business care anumite persoane implicate în industria creativă internațională uh, le realizează. Astăzi în ultimii ani observăm că pe lângă contractele obișnuite, uh, gen contractul de editare sau contractul de producție, mai apar și alte contracte nenumite. Uh, cum ar fi, de exemplu, contractul 360 de grade. E un contract care pentru prima dată a fost stabilit în 2002. L-a făcut, dacă nu greșesc, Robbie Williams cu, un mare, cu o casă mare de discuri din Marea Britanie, după care a urmat Madonna, trupe rock, Gen My Chemical Romance. Contractul ăsta depășește sfera drepturilor de autor. Presupune o cesiune totală a drepturilor. În schimb cărora, uh, casele astea de divertisment, uh, de producție, labeluri, publishinguri uh, oferă un anumit procentaj în schimb, pe care îl denumesc royalty, însă venitul pe care îl percep depășește dreptul de autor. Uh, vorbim despre uh, surse parvenite din uh, vânzări de albume, vânzări, nu știu, de haine cu inscripții, vorbim despre contracte de publishing, endorsement, merchandising și multe, multe alte chestii. Respectiv, cunoașterea unor asemenea particularități este foarte importantă, pentru că deseori artiștii și oamenii care creează nu atrag atenția la aceste lucruri și mai apoi să plâng că n-au fost duși în eroare. Din acest motiv, țin să precizez că este foarte important ca de fiecare dată când doriți să transmiteți anumite drepturi de autor, să apelați la specialiști în domeniu, mai cu seamă un jurist specializat în proprietate intelectuală, cel puțin să vă ajute cu un sfat, dacă nu cu perfectarea unui contract bine, bine stabilit.